Hola amigos, welcome back! Bine ați venit sau revenit aici pe canal, eu sunt Teo, gazda voastră din fiecare marți la ora 19. Videoclipul de astăzi este dedicat toamnei, este inspirat de toamnă și poartă și numele de activități de toamnă. Mai exact, astăzi în special, dar toată toamna asta a început foarte devreme, ne-a luat puțin prin surprindere, aș putea spune, și nu prea ți vine să ieși afară. Chiar și astăzi este foarte frig, este foarte norat, cu siguranță o să plouă foarte curând și, aș prefera să stau în casă. Însă, am o idee, astfel încât totuși să avem ce să facem și să ieșim afară, să ne bucurăm puțin și de peisajul de toamnă, pentru că este un peisaj foarte, foarte frumos, care nu durează foarte mult și în curând se va acoperi de alpi, se va acoperi de zăpadă, așa că hai să profităm un pic de perioada aceasta și să ieșim afară, să ne bucurăm de peisaj, dar să stăm la călduț. Iar aici vin propunerile sau recomandările din acest videoclip. Ce mi se pare mie potrivit și ce îmi place mie să fac toamna și mai ales toamna aceasta, chiar am un obiectiv personal legat de toamna aceasta și de cum aș vrea să parcurgă, cum aș vrea să mi-o petrec, este să merg și să vizitez foarte multe muzee. Pentru că sunt foarte multe muzee aici în București, unde locuiesc eu, dar sunt foarte multe muzee peste tot prin țară. Și unele sunt mai puțin cunoscute, altele sunt mai mult cunoscute și probabil că multă lume merge la acelea. Însă eu cred că orice muzeu este o adiție în plus la cultura noastră generală și cu siguranță acest videoclip nu o să aibă foarte multe vizionări, dar ce-mi doresc eu cumva este să vin și cu acest material în fața voastră, pentru că sincer, nici eu nu mergeam să văd foarte multe muzee înainte, însă în ultimul timp a început să-mi crească puțin apetitul în direcția aceasta și cred că ar fi frumos să dau mai departe ceea ce am văzut eu în aceste muzee. O să vorbim astăzi despre 3 muzee pe care le-am vizitat eu anul acesta și o să vă prezint puțin câteva lucruri despre ele. Evident că nu am niște materiale foarte ample despre aceste muzee, am câteva poze pe care o să vi le arăt în timp ce vorbesc. Sunt muzee care mie mi-au plăcut, o să vă zic câteva informații despre ele, o să vă las linkurile de la site-urile lor în descriere ca să puteți să mergeți să căutați mai multe informații despre ele sau în cazul în care omit eu ceva să le puteți găsi acolo. Și practic ce îmi doresc eu prin acest material este doar să vă fac curioși, poate să mergeți să vedeți întreaga poveste, pentru că eu o să vă arăt doar foarte puțin din ceea ce am văzut eu acolo. Așa cum zice și în titlu, aceste muzee sunt din București, pentru că aici locuiesc eu și era normal cumva să-mi fie mai aproape, mai la îndemână, pentru a le vedea. Însă, dacă sunteți în alte orașe, în primul rând, sper să-mi lăsați în comentarii câteva idei de muzee drăguțe pe care le-ați văzut voi în orașele din care locuiți, pentru că o să mi le notez undeva și poate când ajung acolo o să le văd. Și iar pentru videoclipul de astăzi, sper să vă placă, să vă facă curioși, să vedeți puțin muzeele din București, chiar dacă sunt prin niște fotografii, poate nu o să știți despre ele, poate o să știți despre ele, dar vedeți ceva nou. Sau dacă nu, vi le notați și voi și când veniți în București, puteți să mergeți să le vedeți. Să începem așadar turul muzeelor cu primul pe care l-am vizitat anul acesta, și anume Muzeul Național George Enescu. Este un muzeu pe lângă care cu siguranță ați trecut dacă vă aflați în București. Este într-o clădire superbă, cu arhitectură Belle Époque fantastică și se numește Palatul Cantacuzino. Aceste elemente arhitecturale Belle Époque, să știți că se găsesc atât la exterior, după cum vedeți, este o clădire superbă, efectiv superbă, dar există și în interior, așa că dacă o să pășiți pragul muzeului, o să vă bucurați de niște imagini foarte frumoase și din interiorul clădirii. Așa cum am zis, o să las link-uri în descriere de la fiecare muzeu despre care o să vorbesc astăzi, însă aș insista un pic pe site-ul de la acest muzeu pentru că l-am răsfoit de mai multe ori de-a lungul acestui an și vreau să spun că are foarte multe informații, este bogată în informații atât despre George Enescu, cât și despre muzeul acesta și despre celelalte muzee care sunt cumva corelate cu George Enescu de prin țară. Și chiar cred că are informații foarte utile și chiar dacă nu reușiți să vedeți muzeul, puteți să citiți de pe site și chiar cred că într-o oarecare măsură experiența ar fi cât de cât pe aceeași, plus că să știți că există și un tur de 360 de grade pe acest site, așa că chiar puteți să vedeți puțin și cum arată în interior. Palatul Cantacuzino se află pe Calea Victoriei, care în sine este o stradă foarte frumoasă și cu multe clădiri care sunt speciale, sunt vechi și cu arhitectură deosebită. Și puteți să vizitați muzeul de miercuri până duminică, între orele 10 și 17, urmând ca luni și marți să fie practic weekendul lor. Și să știți de asemenea că pe 26 ale fiecărei luni intrarea este gratuită.
Dar nu vă speriați pentru că nu este o taxă foarte mare, îmi dau doar 10 lei biletul pentru un adult, așa că nu sunt prețuri foarte mari. În general, la muzeele și din București și din țară, nu sunt prețuri foarte mari și consider că merită să le dăm o șansă. Cred că cu toții știm cine este George Enescu sau cel puțin am auzit despre el, însă ca să rezum așa într-o singură propuție sau în câteva cuvinte, pot să zic că George Enescu este considerat cel mai mare muzician român și de asemenea știm despre el că are mai multe valențe artistice, fiind de-a lungul timpului și compozitor, violinist, pedagog, pianist și dirijor. Un alt motiv pentru care ar trebui să vizităm acest muzeu, pe lângă faptul că o să aflăm foarte multe informații despre George Enescu, este că din 2007 Palatul Cantacuzino este inclus pe lista monumentelor patrimoniului european. Și cred că spune mult asta și mai ales fiind la noi în țară, de ce să nu-l vedem. Și acum să intrăm un pic în muzeu, în cele trei camere de fapt care se află în interiorul palatului, camere care sunt dedicate muzeului George Enescu. Deci în momentul în care intrați, nu o să puteți să pătrundeți în toate camerele sau în tot Palatul Cantacuzino, doar în cele trei, patru, cred că trei camere erau, care practic spun povestea lui George Enescu în ordine cronologică, prin diferite elemente ce însumate înseamnă George Enescu. Pășind prin aceste camere o să vedem instrumentele compozitorului, pianul, vioara, compoziții muzicale, fotografii, tablouri, partituri și multe alte obiecte care practic spun povestea acestuia. De asemenea, să știți că în momentul în care intrați în muzeu, după ce vă achiziționați biletul, o să primiți și un pliant cu mai multe informații despre ceea ce o să vedeți în jurul vostru în camere, despre ce viață a avut George Enescu, care au fost pașii pe care i-a urmat de-a lungul timpului, unde a învățat, ce concert a dat, sinfonii pe care le-a creat el și care sunt celebre și pe care eu nu le știam înainte și așa mai departe. Pe lângă toate aceste obiecte decorative, elemente specifice lui George Enescu, o să știți că și camerele în sine parcă spun o poveste și camerele în sine sunt foarte frumoase și sunt decorate cu diferite detalii foarte mici, foarte speciale, cum ar fi, spre exemplu, aceste vitralii care au desenată în interior o vioară care este cumva simbolul lui George Enescu și cum arată în sine tavanul acestei camere mi se pare superb și este clar că vedem inspirația Belle Époque aici, dar de vitralii vă spun sincer că am fost impresionată în momentul în care le-am văzut. Un lucru pe care l-am aflat când am ajuns acolo și pe care nu-l știam până atunci este că există în celelalte camere ale palatului, pe care nu le-am putut vedea acum, există seri în care se fac spectacole, se fac festivaluri, se fac diferite expoziții de artă, lucru care mi s-a părut foarte interesant și la fel pe acest site o să vedeți că sunt acolo enumerate care sunt festivalurile, când încep, care sunt expozițiile, cât costă. Acum am înțeles că ar fi și virtual. Pe mine m-ar interesa foarte mult să merg efectiv acolo. Evident că spectacolele sunt de muzică simfonică și chiar dacă eu în mod normal zi cu zi nu ascult foarte mult acest tip de muzică, mi-ar face mare plăcere să mă așez acolo în casa lui George Enescu, în Palatul Cantacuzino, și să ascult un astfel de concert pentru experiența în sine, plus că vedem cum arată celelalte camere din palat și sunt foarte interesată să văd cum arată și cum au fost decorate conform timpurilor de atunci celelalte camere din palat pe care noi le putem vedea în muzeu. Asta este tot, vizita muzeului este gata, însă nu părăsim încă curtea Palatului Cantacuzino, pentru că în spate, dacă mergem pe lângă Palatul Cantacuzino în spate, găsim o altă clădire mai micuță, tot în stil arhitectural Belle Époque, tot foarte frumoasă, cu niște scări foarte, foarte frumoase, unde merită să faceți câteva poze dacă vreți. Asta, în momentul de față, se numește Casa Memorială George Enescu, care inițial a fost o dependență administrativă, însă ulterior a devenit casa lor, a devenit casa memorială și au locuit acolo pentru o perioadă de timp, el cu soția sa, iar în acea casă sunt diferite obiecte personale ce le-au aparținut lor, adică nu doar lucruri legate de profesia lui George Enescu, efectiv sunt obiecte lor personale, însă nu se poate vizita, din păcate. În octombrie 2007 a fost închisă și nu se poate vizita nimic din interior din acea casă memorială, însă exteriorul este foarte frumos și dacă tot suntem acolo, de ce să nu-l vizităm? De ce să nu vedem un pic cum arată casa memorială din spatele palatului? Poate că nu o să vedeți foarte multe lucruri atât de wow sau interesante sau atât de noi, să zice, pentru că o să fie pian, o să fie partituri, o să fie compoziții muzicale, tablouri, poate lucrurile astea nu o să vi se pară atât de interesante, că sunt toate bazate cumva pe muzică, însă să știți că mi-a plăcut foarte mult și pe mine m-a făcut să fiu mai curioasă puțin despre George Enescu. M-a făcut să caut despre compozițiile sale, despre sinfoniile sale,
ce a cântat, care au fost cele mai iubite de public, care a fost parcursul și așa mai departe. Mie chiar mi s-a părut interesant. Am plecat de acolo cu mai multe informații noi, cu mai multă curiozitate despre, practic, istoria noastră și oamenii importanți care au fost de-a lungul vremii aici. Și în niciun caz n-aș considera timpul acela petrecut un timp pierdut, chiar dimpotrivă. Al doilea muzeu vizitat se numește Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck. Soț și soție, așadar o familie, muzeul, casa, practic, a unei familii, care se află undeva între Piața Romană și Piața Victoriei, prin niște străduțe ascuns, adică și acum dacă m-ai trimit acolo înapoi, nu aș ști să ajung fără GPS, însă eu vă las link-ul de la site și acolo o să vedeți exact adresa și o să reușiți să ajungeți cu siguranță. Are același program de vizitare ca și la George Enescu, de miercuri până duminică, de la 10 până la 18 de data asta, adică cu o oră în plus. Biletul a costat 10 lei pentru adulți, însă desigur au și alte reduceri pentru diferite categorii de vârstă, iar pentru ce înseamnă făcut poze, video, materiale, se percepe o taxă diferită, dar asta este la orice muzeu sau instituție de genul acesta, deci probabil că sunteți familiarizați cu acest concept în care dacă vreți să faci poze, atunci îți plătești taxa diferită. Văzută de la exterior, această casă nu este poate chiar cea mai frumoasă sau să vă iasă cumva în ochi prin ceva diferit. Este o casă destul de veche, fațada nu mai arată așa cum arăta odată probabil pe vremea ei, însă are câteva detalii acolo care parcă îți dau așa un niz că a fost o casă specială sau că pe atunci, pe vremurile respective, cu siguranță a fost foarte frumoasă și foarte apreciată. Ca să fiu sinceră, eu nu știam nimic despre acești oameni înainte să ajung la muzeu și poate nici nu au fost foarte cunoscuți sau atât de cunoscuți ca George Enescu sau poate doar în jurul meu nu am auzit despre ei, însă sunt practic o familie de artiști. Și el, Frederic, este sculptor și a fost profesor la Universitatea Belle Arte din București, iar Cecilia, soția lui, a fost pictoriță, iar un detaliu chiar foarte interesant este că a fost prima femeie profesor într-o academie de stat din Europa. A predat și ea la Universitatea de Belle Arte din București, la fel ca soțul ei. Casa aceasta însă nu este doar al lor, celor care îi poartă numele în ziua de astăzi ca muzeu Frederic și Cecilia, ci practic această casă a fost și altor artiști înainte. Tatăl și fratele lui Frederic au fost și ei sculptori, au fost și ei artiști. Și practic în această casă o să vedem o expoziție artistică a tuturor persoanelor care au stat acolo și care au adus cumva un plus artistic casei de-a lungul vremii prin creațiile lor. Să știți că nu este un muzeu foarte mare, sunt doar câteva camere la parter și o cameră la subsol, care practic a fost atelierul lor. În camerele de sus de la parter o să vedeți lucrări de sculptură, pictură, desene, întuși, cărbune, pasteluri, acuarele și guașe. Iar la subsol o să vedem că se adaugă și o serie de plachete, de medalii lucrate în bronz și alte obiecte de colecție, monede antice și icoane. De asemenea, pe lângă tot ce vedeți expus, să știți că eu mă uit, așa cum am zis și la cazuri cu George Enescu, eu mă uit foarte mult și la camere, cum sunt camerele în sine, pentru că, mai ales în muzeile de genul acesta, mi se pare că casa în sine este un exponat, nu doar ceea ce este expus efectiv în acele camere, ci casa în sine, camerele în sine, pentru că ele spun povestea unei vremi pe care noi nu mai vedem astăzi și pot să zic că sunt un pic melancolică când le văd. Îmi dau seama că nu s-ar mai preta să ai o astfel de casă în zilele noastre și n-ar mai fi practică chiar. Însă au niște detalii foarte diferite, așa cum vedeți și tavanul acestei camere. Are niște detalii diferite, speciale, care cumva spun că sunt din altă vreme și este o poveste nespusă pe o parte spusă, pentru că vedem ce transmit, vedem câtă culoare exista în casele de pe vremuri, însă nespusă pentru că nu știm tot ce s-a întâmplat în acele camere de-a lungul timpului, însă cu siguranță pereții și toate detaliile pe care le-au camerele, cu siguranță ei știu tot ce s-a întâmplat în decursul anilor acolo și toată arta care s-a creat în interiorul lor. Înainte să încheiem turul acestui muzeu, aș vrea să vă spun ce mi-a plăcut mie cel mai mult din acest muzeu și anume picturile, în special două dintre ele, două picturi ce mi-au plăcut chiar foarte mult și din când în când să știți că reintru în galeria foto și mă uit la aceste picturi și mă gândesc ce a vrut să transmită și pur și simplu mă încântă și mă delectează, poate chiar mă inspiră uneori, nici nu îmi dau seama exact, dar chiar și dacă nu fac nimic și nu spun nicio poveste, mie îmi plac și atunci cumva simt nevoia să mă întorc la ele și să le văd. Prima dată avem acest tablou cu bărcuțe, care
Pare o fi o pictură a unui sat pescăresc și vechi cumva, se vede după forma caselor, din lut probabil, cine știe, dar și culorile îmi plac și liniile tabloului îmi plac foarte mult. Mi se pare că transmite emoții și pot să mă lase să-mi imaginez lucruri, pot să-mi imaginez că este poate apropierea unui apus, pot să-mi imaginez că sunt undeva la pe malul unui râu sau poate chiar a unui ocean, de ce nu? Adică pot să-mi imaginez foarte multe lucruri doar văzând această imagine și atunci mă las așa cu multe emoții sau îmi creează foarte multe emoții. Iar al doilea este acest tablou imens, acest nud imens, este foarte mare tablou, foarte frumos și știu că în ziua de astăzi nudurile nu sunt privite așa cum erau privite pe atunci, nu sunt privite ca ceva frumos, sunt privite ca ceva vulgar și probabil și din modul în care se fac în ziua de astăzi nudurile, însă pe atunci ele îți reprezentau esteticul frumos. Erau niște tablouri foarte iubite, foarte vânate, erau niște tablouri foarte căutate pentru că transmiteau ceva și pentru că era vorba despre frumos, nu era vorba despre niciun pic de vulgaritate. Spre exemplu, domnișoara din acest tablou, mie mi se pare că are o feminitate și o eleganță pe care mai puține femei le-am în ziua de astăzi și pe care să le observe așa cu ochii liber. Are o grație, o candoare, o atitudine. Nu știu cum să explic mai bine acest tablou. Pur și simplu, cred că pentru fiecare om, arta transmite ceva diferit și exprimă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Și pentru mine, nudurile sau tablourile de genul acesta exprimă frumos și parcă mă inspiră și la fel ca în partea cealaltă îmi transmite ceva, îmi transmite emoție. Ultima locație vizitată chiar acum recent, câteva săptămâni, pentru că v-am zis care este obiectivul meu de toamnă și eu am început din timp, se numește Casa Filipescu Cesianu cu Muzeul Vârstelor care se află în interior. Se află tot pe Calea Victoriei, chiar destul de aproape de Muzeul George Enescu, însă parcă nu v-aș recomanda să vedeți în aceeași zi. Aș să le lăsați să fie separate cumva, să fie experiențe diferite și să nu vi se aglomereze prea mult informațiile să se adune acolo și să nu mai înțelegeți ceva. Dar tot Calea Victoriei, într-o clădire foarte frumoasă și aceasta, o clădire pe lângă care sunt sigură că ați trecut de foarte multe ori dacă sunteți din București, este fix imposibil să nu fi trecut pe lângă această clădire. Așa cum spuneam, casa se numește Filipescu Cesianu, iar în interiorul lor avem cumva parte nu doar de Muzeul Vârstelor, ci de mai multe lucruri. Cumva eu le-am împărțit în patru, însă să știți că chiar adică o să vă ia mult timp ca să vedeți tot acest complex și să nu vă grăbiți prin el. De asta cumva am și zis că să nu le combine, pentru că sunt foarte multe lucruri de vizitat aici care merită timpul lor și să vă bucurați de tot ce înseamnă Casa Filipescu Cesianu și nu doar muzeul în sine. Primul contact o să fie evident curtea, grădina, care acum câteva săptămâni când am fost eu, era verde și era soare, erau multe băncuțe pe acolo, erau oameni care citeau pur și simplu fără să vrea să viziteze muzeul, ci pur și simplu erau în grădină, citeau într-un colț, care se bucurau liniștiți de duminica lor, iar printre aceste băncuțe, prin această grădină, o să vedeți diferite busturi, diferite statui din piatră sculptate cu busturi ale unor oameni mai importanți cumva din perioada comunismului, din ce am înțeles. Cred că acestea oferă un aspect special grădinii, curții și face din asta un loc foarte drăguț pentru citit. Evident, asta se întâmplă, cred că, mai predominant vara sau primăvara. Acum, cred că e destul de frig pentru a citi afară, acolo. Însă putem să mergem să vizităm, să vedem cum arată peisajul de toamnă în acea grădină, care, cu siguranță, din verdele pe care l-am văzut eu, în curând o să fie un cărămiziu arămiu foarte frumos. Trecând prin grădină, ajungem la al doilea obiect de vizitat, să zicem, care este, de fapt, clădirea, o clădire micuță în care este și caseria de unde vă puteți lua biletele. La fel, 10 lei biletul pentru adult, 15 de lei era taxa pentru fotografie. Programul de vizitare este același, miercuri, duminică, de la ora 10 la ora 18. Însă, în continuarea caseriei, o să vedeți că este o mică expoziție cu niște rămășițe și cu istoria mănăstirii Văcărești, care acum este demolată, însă s-au păstrat câteva detalii de atunci, câteva obiecte de atunci, care au fost expuse acolo de-a lungul acelei camere. Iar la intrare o să vedeți că există un spațiu special amenajat cu câteva scaune și un televizor unde este un documentar care lucrează, un documentar destul de scurtuț, alb-negru, despre Bucureștiul din perioada aceea, special Calea Văcărești, unde puteți să vedeți diferite case, cum erau pe atunci,
biserica, o să vedeți când încă era în picioare și multe alte detalii chiar interesante. Odată ce ai terminat aici, mergi înapoi către casa principală, Filipescu Cesian, unde se află la parter și la etaj, Muzeul Vârstelor. Și aici cred că, într-adevăr, trebuie să vă luați puțin timp, dacă vreți, dacă vă place să citiți, pentru că sunt foarte multe panouri. Pe lângă ceea ce vedeți efectiv expus în camerele respective, sunt foarte multe panouri cu informații. Sunt multe informații, dar sunt informații pe care nu le-am mai citit în altă parte sau poate că dacă ai vrea să le citești undeva, ar trebui să le iei din foarte multe locuri diferite. Așa sunt toate puse la dispoziția ta în același loc. Eu personal mi-am luat timp și am încercat să citesc cât de multe am putut de pe toate panourile respective și chiar consider că am plecat de acolo cu o serie de informații noi pe care nu le știam înainte și cumva cu întrebarea cum am fi fost dacă nu am fi avut toate acele influențe orientale, occidentale și așa mai departe și cine am fi fost noi dacă nu se întâmpla asta și asta sau uite ce bine poate era pe vremurile respective, pentru că societatea s-a tot schimbat de-a lungul timpului, însă cred că o să vedeți o societate bucureșteană mult mai frumoasă decât cea pe care o știți acum. Se numește Muzeul Vârstelor pentru că practic îți explică în mod cronologic cum erau oamenii, cum era societatea, diferite aspecte ale acestuia de-a lungul timpului, de-a lungul mai multor decenii, cum fiecare deceniu a venit cu ceva nou, cu ceva special și de acolo ne-am schimbat noi ca personalități, ne-am schimbat noi ca oameni, ca alegeri, ca gusturi artistice. O să vedem ținute, o să vedem obiecte de mobilier, o să vedem chiar și vestelă, toate astea fiind pe parcursul mai multor decenii și vedem practic cum se schimbă ele. De asemenea, la etaj mergem cumva într-o altă zonă și există o cameră unde o să vedeți foarte multe lucruri despre obiecte din maternitățile din vremurile respective și sincer, cred că era destul de traumatizant pentru că, sincer, erau obiecte care nu păreau foarte frumoase sau prietenoase și cumva camera aceea nu pot să zic că mi-a dat un sentiment plăcut, poate chiar din potrivă, însă este cumva bine să știm că de acolo am ajuns mult, mult mai departe și maternitățile din ziua de astăzi arată mult mai bine, cred. Iar după ce ieșiți din această cameră cu maternitatea, o să fie o cameră un pic mai ciudățică, cu niște sertare, deschideți pe rând fiecare sertar și acolo o să vedeți câteva poezii. Erau poezii chiar foarte frumoase, cu unele cu niște poze, cu niște imagini, cu niște floricele vechi, mi s-au părut speciale. Iar ultimul lucru de vizitat, al patrulea, așa cum ziceam, este subsolul, unde o să vedem o expoziție destul de mică, este o singură cameră, expoziție mică, despre piatră, despre istoria pietrei, despre cum a fost ea folosită de-a lungul timpului, care au fost oamenii care au folosit-o și cum, și cum a avansat de-a lungul timpului, ajungând ce este astăzi sau în câte forme se poate folosi astăzi. Nu pot să zic neapărat că au fost niște informații pe care nu le mai știam sau complet noi sau ceva care să mă intereseze foarte mult în mod direct, însă ceea ce știam cumva s-a sedimentat mai bine și poate chiar dacă nu ni se pare că e atât de important, garanția la un moment dat o să am nevoie de câteva informații despre pietre. Acestea au fost așadar cele trei muzee pe care le-am văzut eu anul acesta. La această listă vreau să adaug foarte mult, așa că vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți din București, ce muzee ați vizitat sau ce muzee știți, astfel încât să-mi fac o listă ca să știu exact unde merg și când să mi le programez cumva, pentru că chiar am un plan această toamnă să văd cât mai multe. Și dacă vreți să vedeți și voi cumva cu mine aceste muzee, să știți că eu am un highlight pe Instagram, unde dacă mă urmăriți puteți să vedeți de fiecare dată când merg la un muzeu, că o să pun niște story-uri legate cumva despre acel muzeu, o să le pun în highlight și o să vă zic și câteva informații despre ele la fiecare story, astfel încât să aveți cumva o idee în cazul în care ați vrea să mergeți sau nu. Sper că v-a plăcut acest video, dacă ați rămas până la final, chiar vă mulțumesc pentru că îmi imaginez că poate nu este de interes pentru toată lumea. Dar dacă ați rămas până aici, îmi spuneți dacă vă place, dacă v-a plăcut acest tip de material sau dacă vi se pare interesant ca poate o dată pe an sau din când în când să mai revin și aici cu câteva recomandări de muzee drăguțe, chiar dacă sunt din București, poate că nu o să mă mai plimb puțin prin țară, o să mai văd și altele sau să le trec undeva pe aici. Iată că am ajuns la final, sper că v-a plăcut acest mic tur virtual al celor trei muzee, dacă v-a plăcut și mai vreți să-mi spuneți, pentru că mi-a face foarte mare plăcere și să merg să le vizitez, dar și să vă vorbesc vouă despre ele. Până data viitoare însă, vizită frumoasă la muzeu! Bye!